Micea Joana merită să fie uh, felicitat, invitat în aceea sală mare din clădirea Parlamentului uh, în care a prestat și generalul cu patru stele Nicolae Ciucă, Micea Joana, spre deosebire de celălalt, a fost supus uh, unei un adevărat bombardament cu întrebări, întrebări grele, întrebări stânjenitoare, întrebări unele acuzatoare despre trecutul său, despre biografia sa. N-a scăpat nimic în afara dezbaterii, dar s-a descurcat excepțional. Nu înțeleg însă de ce a fost aplicat un tratament diferit în cazul generalului cu patru stele Nicolae Ciucă. Ce favoruri a făcut acesta Antenei 3, de ce acesta a fost menajat într-un mod absolut penibil. Acum am văzut, în fine, în compania lui Mircea Joana, o dezbatere cât se poate de reală și destul de dură.